Cam așa stau lucrurile. Trebuie să mai menționez că avem dotările deja achiziționate pentru... Dar avem depozitate pentru toată credința. Și rețeaua educațională, infrastructura educațională în municipiul Târgoviște se îmbogățește în continuare. Și nu este capul de lucru. Și aici sunt două sfări. Și aici va fi creșă. Deci, în continuare, va fi creșă. Vedeți că este un spațiu care nu folosea la nimic până acum. Și un complex de proiecte de regenerare urbană important în această zonă a municipiului Târgoviște. Și curtea va fi și loc de joacă. Suntem în cartierul Sagricom din municipiul Târgoviște, aici unde se apropie de finalizare un proiect important pentru locuitorii acestei zone. Este vorba de o grădiniță care este construită în cadrul unui parteneriat între Ministerul Educației Naționale și Primăria municipiului Târgoviște. Discutăm de un teren pus la dispoziție de către administrația locală târgovișteană, la care se adaugă și suportarea unei treimi din valoarea investiției. În afara costului pe care administrația locală târgovișteană îl suportă pentru această investiție, realizăm câteva lucrări de sistematizare importante în zonă, anume asfaltarea străzii Mircea Georgescu, este strada exact din fața grădiniței, și de asemenea, tot aici, în această zonă, în fața grădiniței, o parcare de aproximativ 40 de locuri, iluminat public, mobilier stradal și tot ceea ce este necesar pentru sistematizarea integrală a acestei zone. Exact în continuarea grădiniței urmează să fie construită prin Compania Națională de Investiții o creșă. Sper ca lucrările să înceapă anul acesta. Am solicitat o situație de la Compania Națională de Investiții. Până acum nu am primit un răspuns pentru a cunoaște cu exactitate momentul în care va începe această investiție legată de creșă. Cu privire la termenul de finalizare atât a grădiniței, cât și a lucrurilor de sistematizare pe care le realizăm în zonă, eu sper ca anul școlar următor să însemne și deschiderea acestei locații, a grădiniței numărul 9, de fapt că nu va avea personalitate distinctă. Discutăm de o suprafață desfășurată de aproximativ 720 de metri pătrați, cu trei grupe și o investiție foarte utilă, spunem noi, pentru locuitorii din acest cartier. Așadar, nu este vorba de o singură investiție, e vorba de un complex de investiții de natură să schimbe, într-o măsură importantă, situația din această zonă. Sigur că în viitor ne gândim și la sistematizarea spațiului verde din această zonă, astfel încât să putem să discutăm de o investiție care să răspundă într-adevăr cerințelor locuitorilor din acest cartier în plină dezvoltare. Așteptăm încă vești bune de la Agenția Națională a Locuinței. Asta e problema majoră pe care o avem aici. Sper să nu finalizăm și creșa și lucrările până în ele să nu fie derulate. E păcat, sunt 8 scări de bloc. Am văzut că pe zona Bulevardul Regele Ferdinand deja lucrările începute, cred că undeva la debutul anului, da? Anului acesta, sunt într-un stadiu superior ca și progres blocurilor pe care le avem aici. Adică acolo s-a ajuns deja la acoperiș. Și unele din ele nu sunt acoperiți, fără să mai vorbim de cele care n-au nici fundații făcute. Așa că sper ca pe ceea ce înseamnă locuințele ANL să putem avea vești bune în perioada următoare, în contextul în care
cam tot ceea ce înseamnă drum public din această zonă este în atenția noastră. Au fost asfaltate câteva străzi, mai venim cu o stradă importantă acum, Mircea Georgescu, plus parcarea și această arteră de legătură, urmând ca în perioada următoare să ne ocupăm și de străzile care sunt domeniul public, care până acum erau în această zonă, în Stagricom, care aparținea de comuna Ulm, dar a fost preluată de Municipalitatea Târgovișteană. Avem o problemă acolo cu faptul că unele străzi sunt proprietate privată și avem dificultăți și pe ceea ce înseamnă rețele de iluminat public. Cunoaștem situația din această zonă, dar încet, încet, sper să reușim să schimbăm și zona aceasta. Alte investiții care vor debuta în perioada următoare: parcarea din Micro 4 pe zona Diaconu Coresi, mai avem parcarea din zona Matei Vlădescu, scoatem la licitație proiectul pentru Prepeleac și sper să reușim să începem lucrările anul acesta. Continuă investițiile importante pe care le avem pe Bulevardul Regele Carol, unde s-au turnat deja două straturi de asfalt. Cred că se mai lucrează puțin la gaigăre și la căminile de canalizare. Se lucrează pe Bulevardul Mircea cel Bătrân. De asemenea, se va intra și pe locotenent Stancu Ion. Așteptăm semnarea contractului pe Angel Salini, celor două contracte, de fapt, pe Angel Salini, 43 de milioane și vreo 20 de kilometri de străzi în municipiul Târgoviște. Cu siguranță, anul acesta și anul viitor, va fi finalizat și acest calup de străzi, astfel încât să putem discuta de investiții și anul acesta și anul viitor, foarte, foarte importante pentru locuitorii municipiului Târgoviște, fără a discuta de proiectele mari pe programul operațional regional nou. Aș aminti aici de șanțul și valul cetății, aș mai aminti de lucrările care vizează Parcul Chindia, de modernizarea Parcului Chindia, aș mai aminti aici de asemenea lucrările importante pe mobilitate urbană, piste de biciclete și așa mai departe. Acum lucrăm la proiect, ne adaptăm pe ceea ce finanțează în continuare Uniunea Europeană, mai puțin lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere și mai mult lucrări care vizează, iată, mobilitate urbană, transport public, diminuarea poluării și așa mai departe. Sper ca și pe proiectul cu transportul public să avem cât mai curând și noile stații pe care să le aducem în municipiul Târgoviște, plus finalizarea lucrărilor la autogara de lângă calea Ialomiței și lucrări importante la autogara de pe șoseaua Găiești. De fapt, se construiesc pe acel proiect nu una, nu două, ci trei autogări. Încet, încet, transportul public local din municipiul Târgoviște să devină un transport public cu adevărat european. Mai sunt foarte multe investiții pe care le avem în derulare. Dacă dumneavoastră aveți întrebări înainte de a vedea puțin această grădință care a fost cerută insistent în această zonă de către locuitorii, majoritate tineri de aici, și creșa. De asemenea, noi avem o creșă acum în Stagricom, însă funcționează într-o clădire închiriată. Da. Și chiar e o opțiune foarte bună, creșa și grădinița foarte aproape una de cealaltă.